Primăria din Cluj-Napoca și-a deschis restaurant. Meniul este diversificat, iar prețurile sunt cu până la 20% mai mici decât ale concurenței. Pentru amenajarea restaurantului, primăria a cheltuit peste 50.000 de euro. Laura Călugăr vine cu detalii. Laura, cât costă un prânz la restaurantul primăriei? Meniul zilei de azi le oferă clienților pentru doar 10 lei și 90 de bani ciorbă de pui a la grec, piept de pui la grătar cu cartofi aurii și salată de varză. Acest restaurant intră în concurență directă cu toate celelalte localuri de profil de pe piață. Aici produsele sunt însă mai ieftine. O ciorbă de fasole costă doar 3 lei. Prețurile mici se explică prin faptul că alimentele sunt licitate în cantități mari. Numai ieri, în prima zi de funcționare, s-au vândut peste 200 de porții. Restaurantul are 9 angajați, iar spațiul este al primăriei. Edil estimează că investiția inițială va fi recuperată în maximum un an. Mulțumesc pentru informații!